Vă salut la provocare de săptămâna aceasta, care suna în felul următor. Pe un sector de drum se deplasau două autoturisme, unul verde care se ridica la deal, era în rampă, și unul albastru care cobora la vale. La un moment dat, în fața autoturismului verde, a apărut un obstacol, un vehicul care s-a defectat și traversarea concomitentă a devenit imposibilă. Care din acești doi conducători, conform regulamentului de circulație rutiere, ar putea să traverseze acest sector de drum primul? Chiar și acum, mulți conducători auto cred că atunci când ei se deplasează în ramă sau se deplasează la deal, au prioritate față de cei care vin la vale. Însă, conform regulamentului circulației rutiere, cei care sunt în rampă sau se deplasează la deal au prioritate față de cei care vin la vale doar când sunt amplasate indicatoarele rampă cu declivitate mare și pantă cu declivitate mare. Deci, răspunsul pentru săptămâna aceasta este inima de culoare albastră. Vă mulțumesc mult pentru inimile voastre, pentru răspunsurile voastre, pentru energia voastră și vă aștept la o nouă provocare.